cel de-al doilea an al mandatului 2016-2020 a însemnat pentru administrația locală a sectorului 3 continuarea investițiilor în educație. După reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ, primăria sectorului 3 sub conducerea edilului Robert Negoiță s-a concentrat pe rezolvarea problemelor legate de lipsa sălilor de sport la școlile și liceele din sector. Se lucrează în prezent cu societatea primăriei sectorului 3 la construcția de săli de sport la Școala Generală Nicolae Labiș, la Școala Generală 21 și la Școala Generală 196. Între timp, la Școala Generală 81 s-au demarat lucrările pentru extinderea clădirii, fiind necesară creșterea numărului de clase. 30 de grădinițe au fost modernizate în anul ce a trecut, dintre acestea la 9 fiind vorba de lucrări de consolidare a clădirilor. După deschiderea 3 creșe noi în anul precedent, primăria sectorului 3 a pus la dispoziție alte peste 150 de locuri, într-o creșă nouă amenajată, dotată modern. Primăria sectorului 3 și-a păstrat în anul ce a trecut poziția de lider pe țară al reabilitării termice la blocuri. Totodată asta a însemnat și absorpția semnificativă a fondurilor europene alocate țării noastre pentru acest program. Tradus, 10.000 de familii au beneficiat de confort termic la facturi reduse cu până la 40%. Fiecare oraș, fiecare sector trebuie să aibă o amprentă. Sectorul 3 este de câțiva ani sectorul verde, locul în care se extind și se amenajează eficient spațiile verzi, dar este și sectorul care și-a propus implementarea coerenței peisagistice, după modelul marilor orașe europene. Astfel, anul ce a trecut a adus modernizarea și atribuirea unor caracteristici clare pe două dintre arterele etalon ale sectorului 3, Baba Novac și Nicolae Grigorescu. Primăria sectorului 3 derulează ample lucrări de reamenajare în mai multe zone, prin crearea de spații verzi, dar și de alei pietonale pentru ca cetățenii să poată circula în siguranță. Lucrările se fac, în cea mai mare parte, cu societatea proprie a primăriei sectorului 3. Digitalizarea activității primăriei sectorului 3, un pariu câștigat în intervalul 2017-2018. Toate actele intrate în primăria sectorului 3 sunt scanate automat și circulă electronic între departamente, iar semnăturile electronice permit avizarea imediată. În paralel cu digitalizarea activității primăriei sectorului 3, în intervalul 2017-2018 s-a pus accent pe reorganizarea și eficientizarea instituției și a subordonatelor. Numărul de angajați a fost diminuat cu câteva sute, în sensul în care s-a vizat creșterea performanței și implementarea soluțiilor tehnologice moderne pentru administrație locală. La propunerea primarului Robert Negoiță, Consiliul Local al Sectorului 3 a votat un proiect de transparentizare totală a activității. În acest fel, toate contractele și facturile sunt publice pe site-urile primăriei și ale societăților subordonate. Primăria Sectorului 3, în colaborare cu Primăria Generală a Municipiului București, a demarat procedura de avizare a puzului coordonator al Sectorului 3, document esențial pentru rezolvarea problemelor străzilor neasfaltate și a situațiilor create de dezvoltarea incoerentă pe anumite suprafețe prin construcții aprobate în baza reglementărilor zonale, insuficiente. Proiectele culturale tradiționale au continuat cu succes în 2017-2018, la fel și programul de finanțare nerambursabilă pentru proiecte destinate tinerilor și acelor culturale și sportive. Totodată, primul triatlon a fost găzduit în parcul Alexandru Ioan Cuza și, bineînțeles, toți locuitorii sectorului 3 și nu numai au avut șansa de a trece noul an alături de trupe muzicale în vogă în parcul Titan. Iar la pepiniera de talente, peste 3.000 de copii urmează gratuit cursuri extrașcolare pentru dezvoltare personală și vocațională. La Hala la Minor, monument istoric emblematic pe care primăria sectorului 3 și-a propus să-l salveze și redea comunității, lucrările de consolidare și modernizare, executate de societatea primăriei sectorului 3, decurg conform așteptărilor. Zona Republica 23 august va fi revitalizată, iar hala urmează să găzduiască întreg aparatul primăriei sectorului 3, cât și incubatoare de afaceri și un centru multifuncțional la dispoziția cetățenilor sectorului 3.